Schulze-Rennerin. Duminica lăsată în urmă a fost o zi de sărbătoare pentru locuitorii din comuna Cuceva din Serbia de Răsărit și în special pentru locuitorii din satul Mustapici, unde au fost sărbătorite zilele lui Slobodan Lăchiș, reuniune prin care s-a adus omagiu renumitului solist vocal român, originar din acest sat din Serbia de Răsărit. Ediția a treia a festivalului, care s-a desfășurat duminică 14 mai curent în satul Mustapici, sub genericul zilele lui Slobodan Lăchiș, a fost organizată de Asociația României de pe Valea Pecului, PINCUM, în frunte cu președintele Dragan Lazarević și de Forumul European pentru Istorie și Cultură, filiala Serbia, în frunte cu președintele Ivica Glișić. La reușita manifestării și-au dat contribuția și adunarea Comunei Cuceva și conducerea comunității locale Mustapici, în colaborare cu mai multe organizații cu prefix românesc din Serbia de Răsărit, inclusiv cu Societatea de Limba Română din Vojvodina, care și de data aceasta a asigurat premii pentru laureați. La mereața festivitate au fost prezenți numeroși participanți, membri ai familiei, oficialități și oaspeți, soliști vocali și instrumentali, membri ai formațiilor de dansuri din Mustapici și Cuceva, precum și din alte localități cu populație românească din Serbia de Răsărit și de Sud, dar și din Vojvodina, spre exemplu Sorin Jivcu din Petrova Săla și Marian Popa din Alibunar. Cu toți au fost întâmpinați cu drag de gazdele ospitaliere și au evoluat cu brio în fața publicului din sala arhiplină a Caminului de Cultură. După cum este cunoscut, Slobodan Lăchiș a interpretat cântece din satul natal și astfel și-a trăit visurile sale cu mult talent muzical. Dragoste pentru muzică și grație muncii asidue depuse a lăsat o amprentă puternică în viața culturală de pe aceste meleaguri. Manifestarea consacrată amintirilor despre personalitatea și vestitele cântece ale renumitului interpret a fost concepută ca o reuniune care va decurge în voie bună, iar muzicienii să facă să tresară inima publicului și să contribuie la păstrarea valorilor noastre culturale. Aceasta a subliniat, printre altele, Dragan Lazarević, sufletul manifestării, la festivitatea de inaugurare a festivalului Zilele Slobodan Lăchiș. Mă bucur ca să întâlnesc blahii și ca să poartă limba. Nu m-am pregătit cu niciun discurs. Sper să fie o seară interesantă și să colaborăm între țări. Eu mi spun că am un bărbat sârb și copilul va fi la fel, blah român. M-am emoționat puțin, vă mulțumesc, sper să ne distrăm. Ne-am spus să ne desfacem părțării, să facem o țărbă care e făcută pentru creatorul nostru, a nostru și compozitor și muzicar, Slobodan Lăchiș. Eu să dau un gând că Slobodan Lăchiș a fost activ în vremea lui 70 și 80 ani, când în anii aia care a fost în tot satul de jocuri și a fost în tot satul și cântători și jucători, tot satul a avut folclor. Acum aia s-a prilično smanitusă, ali noi cătrăm să facem o tradiție, să ținem o tradiție cum a fost odată, de să generațiile ale tinere care vin acum să știe că cum a fost și a fost și cum trebuie să se nastavască. De cât timp sunteți activi în cadrul acestei asociații? Prângă 2 ani. Am făcut mare experiență cu lumne, cu una altă. Mi-e drag de alea că mai iasă și mai tineri decât mine, una altă care vrea să fie în asociație și vrea să ajute lumne. Mare experiență, mare drujbă, mai prieteni. Părintele spiritual este Dragan Lazarević. Da. El vă ajută, el vă îndrumă. El ne ajută, el ne arată una altă, el e mai... Vă adună pe toți. Da.
Tu te-ai alăturat acestei Acum 3 luni, cred. Doi, bine, nu, până acum... Familia originară de România? Da, tot, mama și tatăl. Și nu știu. De cât timp ești aici? De la 4 ani. S-a crescut aici și așa, mers aici la școală. Vorbești românește corect? Puțin. S-a crescut aici. Da. M-am dus vorbești aici? Da, odată în an am plecat, am fost acolo. Așa. Și te duci prin România? Ai rude prin România? Am o mătușă și copiii ei, verișorii mei. Mă duc odată în an. În localitatea Musăvici, iată că o nouă ediție a festivalului Zilele lui Slobodan Lekić, la care ajută și alte asociații din zonă, nu? Da, ajută Asociația Română Bătrână din Neresniță. Am ajutat finanțist și le ajutăm în tot ce trebuie. La tot ce trebuie. Organizatoric. Da. Organizatoric. Dar printre organizatori este și... Și alălalte asociații din zona noastră și... Și în acești sponsori, avem general sponsori care ne-a ajutat, care ne-a supraținut să n-a reușit cu toate acelea la margine, să nu fi ne ajutat și tot. Principalul este Dragan Lazare, cel care a inițiat și voi cei tineri îl sprijiniți, îl ajutați, nu? Da, nu să fi putut ținea manifestația asta a treilea, să nu fi fost domnul Dragan Lazare și frații noștri de la asociațiile de pe Valea Piecului, și sponsorii noștri care ne-au ajutat și ne-au supraținut tot timpul. Dar voi, în localitate, în sat, tinerii, îl ajutați în realizarea acestei idei? Da, idei? Da, este și copiii mei tineri care au ajutat, care ne-au supraținut și care a fost angajați de ziua de astăzi, zilele lui Slobodan Lekić. Câți români sunt aici? Vreo jumate sunt prin sănătate. Aici vreo 400-500 de... La muncă proizorii la Austria, Elveția, da. Germania, nu? Mulți sunt plecați în sănătate, da. De împăcate. Pe lângă membrii Asociației Românilor din Valea Pecului, am constatat că sunt și alți co-organizatori. Dar ce organizați voi în localitatea voastră? În localitatea noastră noi organizăm Rusalia de Miș, sărbătoarea în 11 iunie. O să fie prima manifestație la noi în sat. La Pojare ați deja au început acțiuni de acest gen. Da, la Pojare noi am făcut prima asociație, pe 29 de aprilie, și a fost prin 100 de oameni. Aia prima dată să facem la Pojare și eu cu mine am acum 15 mei copii care sunt cu mine în asociație și la anul alălalt ne bucurim că o să fie mai mulți. Deci entuziasm există, dorința de a se organiza, de a se manifesta. Păi am văzut că mulți oameni este care sunt români la Pojarevaț și atunci am venit la o idee cu domnul Ivița și cu domnul Dragan să facem o asociație și la Pojarevaț. La Podul Mare, cum s-a zis, din Bătrâneață. Și a fost unul reușită. Da, a fost. Și cu o tribună la care s-a dezbătut despre istoria românilor, da, și cu muzică. Da, am avut o tribină de un șas, de o oră, și a fost aceea istoria românilor, și după aia avem mai două ore, a fost când a zis la fluier, copii și fiece. Din Banat? Din Banat am avut și din Osaniță am avut două fiece. Și din sudul Dunării, da. A fost greu să organizeze ediția de anul acesta? Ca cum știți, Forumul European totdeauna e inițiatorul multe manifestări care se organizează în serve de răsărit, dar și care o să se organizează. La această manifestație prângă organizația principală Românii de pe Valea Piecului, PINCUM și comunitatea locală. În organizație sunt și mai niște organizații, care eu vreau să le spun acum, ca cum e organizația românilor din oraș, din satul, din Pojarevaț, la fel ca și Româna Bătrână din Resnița, Visul Răcobării din Răcobara, Organizația României din Omoli, Organizația Valea Dăișii din Turia, Organizația Osănișeania din Osănița din Jagobița și Societatea pentru Limba Română din Voivodina. Și Organizația Părinților care vor copiilor să învețe limba română la școală, Sandu Timoc.
prângă toate organizațiile astea și forumul este o instituție, o asociație care adună toți copiii ăștia cineri aici să vadă muzica românească, să bucure la aia ce noi avem. La festivalul zilele lui Slobodan Lekić îl întâlnim din nou și pe... În Novița Georgevici. Nu pentru prima dată, că și anul trecut ne-am întâlnit, nu? Și anul și nu s-a făcut aici, s-a făcut la Golomăț. Și mai facem și anul. Cu Dumnezeu în pace. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest festival zilele Slobodan Lekić? Slobodan Lekić mi-a fost mare prieten. Mare, mare. Iar un mare cântător, Branco Olar, când a perit, a făcut un accident și a perit, el mi-a arătat unde a perit. Eu mult am cântat cu el. S-a mândut România și am fost cu el, în Crainu, unde a perit el, la satul, la Slacina. Da. Și de atunci am fost tare bun cu el, mă. Uite așa, câte Dumnezeu a dat zile, atât a fost. Ce să facem? Acum ne amintim cu drag și interpretați muzica lor. Baș față trecut. Baș cu drag vin. Baș cu drag vin. Interpretați tot ce când și lui Măido. Exact. 95% de postul la sută cunosc când și lui. Să vă ascultăm și în seara aceasta cu plăcere. Mersi. Întâlnirea cu muzica românilor din Sudul Dunării nu este una întâmplătoare. Vă place muzica în genere și de data aceasta chiar de acest gen de muzică veți interpreta, dacă mă înțeles bine. Da, desigur, îmi place muzica din Valea Timocului. Practic cu această muzică m-am crescut. Festivalul numit Zilele lui Slobodan Lekić, care a fost de fapt un interpret excepțional de muzică din Valea Timocului, care la vremea sa a cântat și la nunta tatălui meu. Din cauza aceasta am venit și la acest festival. Aici, de fapt, pe Valea Pecului, cum se și numește PINCUM, Asociația Românilor de pe Valea Pecului, care organizează acest festival, domnul Dragan Nazarević l-a invitat cu plăcere, nu? Da, domnul Dragan ne-a invitat la festivalul de la Pojarevaț, care a fost prima ediție a festivalului și noi am acceptat cu drag să venim și aici. Sunt oare vinovate frumoasele românce de la sud de Dunăre sau muzica în genere? Că iată de 2-3 ani veniți mai frecvent în zonă. Am trecut la festivalul la Jâtcovița, acum la Pojarevaț, iată și la Mut. Da, băi, pot să spun că sunt vinovate ambele. Da, așa că mă bucur să vă regăsesc din nou și mă bucur că am venit aici, în zona asta. Chiar frumos mă simt ca la mine acasă, de fapt. Sunt acasă și asta ar fi... Publicul a primit foarte bine, aplauze frenetice, ne amintim de fiecare dată, le place cum interpretați, bineînțeles, asta e virtuozitatea dumneavoastră, dar le place și muzica pe care o interpretați. Sigur că da, sigur că da. Deci eu de fiecare dată mă reprezint cu muzica din Banat, în general. Acum o să fie cât așa din Valea Timocului și așa că suntem aici, în Valea Timocului. Cu atât mai bine priza la public va fi. Sigur că da, un aplauz în plus, da. Așa că sunt... Putem să auzim un fragment din una din melodiile pe care le interpretați? Ce se pot mândri organizatorii raportat la anul trecut când e vorba de program? Mai mulți participanți, mai mult public? Noi totdeauna de an în an creștem cu programul și cu publicul. În asta moment acum prângă toate organizațiile astea în organizare și comunitatea locală. Deci în Sârbă, Mes, în Zainsa. Și aia e un moment pentru noi, România aici, mai mare, că stă așa o instituție după noi. Primăria Cuceva la fel stă. Deci avem susținere de în toate părțile, normal și de la televiziunea din Voivodina.
dar e important pentru noi că creștem, că nu mai avem frică să organizăm, că până an mulți au avut frică să organizați așa o manifestare, să se bucure la câncii lui Slobodan Lechici. În acest moment nu mai avem frică, că toți ne-am împreunat. Și vor participa atât de la Cuceo, de la Pojarevați, ba chiar de la Jagobița, Cântăreți? Avem participanți din toate părțile din Serbia de Răsărit și avem participanți din Voivodina, din Petrova Sârla și din Satul Nou, domnul Jivcu și domnul Marin. Din Golubazvin, din Jagobița, din Bor, din Isacova, deci în toate părțile. Deci românii s-au împreunat astăzi în Mustapici. Programul propriu-zis al festivalului a început cu o melodie interpretată a cappella de tânăra Manuela Bumbașević, laureata ediției de anul trecut a festivalului, o voce tânără care promite. Oh,
virtuozul acordeonist Novița Georgevici și ansamblul renumitului violist Șerico Cicarevici au acompaniat cu mare entuziasm și pe tânării soliști Adrian Iovanovici și Milun Milunovici, precum și pe veteranii cântecului Valah.
Publicul din sala Arhiprin a Căminului de Cultură din Mustapici a aplaudat frenetic și evaluarea cu deosebit succes a membrilor ansamblului folcloric al Centrului de Cultură Veljko Dugošević din Kučeva, care, instruiți de inimosul coregraf Damir Malenović, au interpretat cu brio câteva suite de jocuri românești. Culturală zilei lui Slobodan Lekić, după tradiție, s-a încheiat cu un joc românesc, prilej cu care, în cora mare, s-au prins cu mic cu mare și au jucat cu înflăcărare, evident dornici de a juca și a se bucura românește.